las-o pe Adela Iancu să-și facă apariția de model. Că ce se întâmplă? Și acum s-o țâmpi, s-o țâmpi în stradă ca pe o cârpă care și-a pierdut moda, nu? Asta-i și-a pierdut perioada ei de modă. Fără nicio valiză, ea îi poate în stradă și gata. Ce? Salut, bă, șacalilor! Ce faceți? S-au întâmplat multe în ultimele zile și sunt sigur că sunteți foarte curioși de ce se va întâmpla în acest episod final. Este pentru prima oară în viață când fac o reacție tip serial, da? Tocmai de aia sunt gata să mă uit la ultimul episod din Între două lumi, Viața furată. Nu uitați să lăsați un like dacă v-au plăcut celelalte episoade până acum și să activați clopoțelul cu toate notificările. Nu știu care va fi finalul, nu știu ce se întâmplă, dar sunt gata oficial. Mai lăsați-mă să-mi pun, vă rog frumos, un pahar cu apă. Poftă bună dacă vă, dacă mâncați, dacă stați în pat, unde stați voi, cu gagica, cu mama, cu cine mai stați voi, să vizionați frumos. Pentru că o să fie cel mai tare episod. Băi, sunt n-ai cum, băi, sunt rupt în gură. Let's go, nu mă interesează, mă uit și la asta din episodul trecut, nu mă interesează. Ok. Auzi, testul ăla nu strică cu nimic. What? Înțelege. Cu nimic nu strică testul ăla. Băi, sau... E un test făcut așa... Ca înterincă. Prinde fericirea la primul venit. Știi ce zic, o viață că ție nu mai... Vă veniți să credeți că e a cincea oară când mă prinde? E a cincea oară când mă prinde cu asta. Prinde fericirea la primul venit. Prinde fericirea. Între două lumi, viața furată, sunt prost rău. Băleu, episodul 8, ultimul episod, finalul. Dacă începe cu scârții de ușă, e grav. Vai, melodia asta, băi, deci asta e mea... Uite, bă, că nu-i de pe televizor. Băi, Adela, băi, ai stricat viața, ce m-am enervat. Uite ce zâmbet de fals ai! Mă enervează. Ce stai așa? Și zaci. Și procrastinezi. Procrastinezi. Ce faci în casa lui Denis, al lui Andreea și al lui Livi? O, nu. Băi! Au prins-o! Livi, dă-i un pumn în gură! Livi, dă-i un... Șuțui! Și Livi observă tot și nu face nimic. Cine scocește? Să inventeze bazaconii? Băi! Ciuperca, omul! Testul de la română unde am luat 7. Oh shit. Bine. Oh shit. Băi, bă, mai leacă. Mă leacă mai încolo, băi. Mă leacă. Ia, 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 da, da. Dacă mă crezut că e acolo, știi ce? Efectiv, am făcut gen... la peret. Dă-te o leacă. Ia, ia. Haide, bă, rotește o leacă camera aia, băi. Așa faci. Bine. Hop. Mai încolo. Aleu. Fuck. Dar dacă o salutat-o, de ce mai filmează? Mam. Deci zici că este în scenariile alea de la filme pentru adulți. Știi ce zic? Aia care știi ce zic. Bă, dar te-o văzut! Man, te-o văzut! Ai vorbit... Dar restul! O da mi-ai tu! Bă, dar ce râde bagamata! Cum să râzi așa? Băi, se întâmplă ceva cu Adela asta, de ce e așa invidioasă? Bă, ce cu i-a donat un ficat? Telefonul ăla că l-a încărcat de vreo 5 episoade la o gata, l-a încărcat! O să plătești cu Denis. Nu. Denis. Frate, până la urmă tot bărbatul o trage cel mai tare. De ce, bă? De ce, bărbat? De ce, bă, e bărbat? Ce ai făcut, mă, Deni? Ce se întâmplă, bă? Bă, da. Oare cât timp le-a luat să filmeze? Da. Da, eu sunt. M-am dat de șturban.
Nu am acum. Scuze, dar trebuie să parodiez asta, scuze. Da, eu sunt. Am dat destui bani. Nu am de unde. De unde stau? De unde stau? Dacă nu mai am bani. Am dat destui bani. Vai, la 4 minute voi sunt. Ți-am dat destui bani. Ce nu înțelegi? Eu zic să înțelegi. Du-te, dracu, de să ne întorc în buță. Ce s-a întâmplat? Ce văd cu această reacție? Nu mai știi. Poate este... cum se numește acea? Livy. Oh, shit. Uite, l-am prins trece și am vrut să văd ce mai faci. Here comes Livy. Dacă nu se bat degeaba. Fii atent. Eu am ceva care tu nu știi. Am o filmare. Ai! Când văd că... cotroboiai. Denis în birou. Oh. Draga mea. De la Iancu. Oh, shit, eu zis draga mea. Nu poți să faci asta. Nu poți să faci asta. Denis, unde ai fost cu cizmile alea frumoase? Dumnezeule, ai lipsit în cea mai importantă zi a vieții tale. Te trag femeile pe sfârșit. N-am voie. N-am voie. Unde era? Unde? Și eu vreau să știu. Bă, dar cine ești tu? Bine. Pe bune, cine ești tu, să știi? Draga mea. Vai. Membla, cum v-am plin lucruri. Mă. Eu în birou am avut totul. Bă, trage-ți o leacă perdea aia, că... Bă... Mai sunt 10 minute maxim. Maxim 10 minute. Tot. De ce să umbli la tine în birou? Cine știe ce gărgăuni și gânduri ai tu în cap să mă umilești pe mine sau să mă... Doamne ferește! Am stat liniștit, am stat la televizor! Wow! Și ciudat e că se văd doar niște mâini care îmi fac așa. Dar putea să mergi să-ți cumperi un apartament, că și acolo ai avea televizor. Ua. Și la mine în casă să nu mai calci. Dar n-are... Casa ta? Unde? Asta nu e casă părintească. Asta e casa tatălui meu și bine, și amantei lui. Și-a lăsat-o mie, și Andrei. De ce tata avea amantă? De ce acest detaliu? Cum? Băi, dintre toate, putea să zică și măsa, bă, deci până și tata avea amantă. Băi, ce se întâmplă, bă? Deci mai aflăm o chestie, mai aflăm că tata lui Sebastian nu mai e casa aparenta lui. Că a zis că a lui și a lui Andreea nu mai era, e casa lui tata. Și lua manta lui tata lui. Domnul Denis senior, dați-o încolo de treabă, da? Așa ni se lăm nevestile, dați-o, da? Ce să înveți copiii ăștia, domnul? Dar vă rog eu, domnul Denis senior, vă rog eu frumos. Haideți-vă. Ok? Ok. Stabilim niște reguli. Bă, poți să vin în casă. Poți să stai în casă, dar nu dormi aici. Eu cu tine în casă nu vreau, acum s-o fost cu perna în somn. Nu dormi cu mine în casă. Și da. Regula 2. Am chemat-o pe Livy înapoi. Și bine. Ce frumos, ce înduioșător. Poți să vezi și o lacrimă să mă... Că nu mă impresionez, stai liniștit. Bă, dar Livy, ce-i bă, paznic? Aici? Face așa un ciubuc? Așa că... Ne auzim. Cât e ceasul? Opa! Era trimpul, afară. Dacă e lumină. Da, și cât e ceas? Oh, shit, acum. Acum începe acțiunea. Când știi că scârțul așa începe acțiunea. Fuck. Ta. Pozile. Să știi că casa asta e și casa ta. Casa cui? Casa cui? Băi, eu dat mai... Băi, dar de ce dăm mai încet televizor? V-am zis că e de la televizor muzica. Îți dai seama, una fel de zi. Dă o leacă, măi. Dă așa. Ia cui casa, oare? Și ai dreptul să stai în ea
Cine? Și să nu te mai iei niciodată. Cine? Livi sau Andreea? Bă, dar Andreea, unde-i, bă, fata aia? Mama, speria... Da. Bă, de ce serial cu telefoanea asta? Da, sunt Denis Iancu. Cine e la telefon? Oare cine este la telefon? Ok. La ce spital? Mama, iar la spital. Ok, dar ați putea să-mi spuneți... A, la Medicover. Da, spuneți-mi, vă rog, la ce spital? De ce să vin? Da, replica era a doua următoare. Cu ce? De unde a avut ea bani? Shit! S-o fura din... Ok, eu o să aflu mai mult acolo, îmi spuneți dumneavoastră mai mult acolo. Hai, ne auzim! Ne vedem, ne salutăm, da? Te pup! Apropo, rezultatul testului ADN a venit? Mamă... Băi, asta rază de timp, băi. Și sper că ea nu știe de chestia asta. De testul ADN. Ok. Deci mor. Deci mor să aflu care e finalul. Mor de tot dacă n-a aflu care e final. Sper să fie un final bun. Bă, sper să fii gândișoare cu ăsta la ceva ca lumea rău. Și de ce zic? O, nu, a luat jacheta neagră. It's gonna be war. Oh shit, o să întoarce. Oh shit. Nici nu, na, legit. Nimeni nimic. Nimeni nimic. Ce account aici? Oh. N-am voie. Ce-o zis, Denis? Nu știu. Acum ar trebui să vină. Vă leu. Ce-ai spus? Nu. Cu cine? Cu ce vine? Cu ce? Cu Andreea. Testa de ne. Aoleu, bă, dar unde e Andreea, bă, că-s disperat? De la... Bă, acum am realizat. Bă, oamenii ăștia de la ce s-au luat? Adică de ce? Care-i motiv? Păi, dar de ce nu-s prieteni? Gen, de ce? Acum stau și mă întrebă toată drama asta. Dar de la ce s-au luat ei? Că până la urmă asta e doar ficatul ăsta. De la ce Dumnezeu s-au luat ei? Efectiv sunt șocat. Să fiu umilită... Ca cum am fost eu, da? Ca cum am fost. Pentru că mai umilită în ultimul an. O venit! Totul are un preț pentru asta. Bună ziua! Bună! Bună! Hai să aflăm adevărul. Haideți să vedem! Totul are un preț. Nu? Ma. Adela. Acu-i acu. Nu mai ești Iancu acum. Ești Cristea la voi. Ce? Vedem acum. Cristea? Așa o cheamă pe ea? Hai să vedem factura la Eon. Vă rog frumos. Hai. Adela, cum poți să fii așa? Măi, nesănțită. Auzi, cât ai dat să-ți facă testul ăla? 200 de pezi. Acum pe bune, ne-ai golit contul. Cât ai dat? 70. Am uitat ceva! Ține. Wow, filmarea! Ești foarte bine, de ce? De-aia mi era mie dezordonat biroul, nu Adela? Aha, ți-au furat banii. Casa mea și să nu te mai văd niciodată. Mai bine te-aș da la poliție și pe tine și pe doctorul Georgescu care ți-a făcut testul. Hai. Doctorul Georgescu? Fuck! Nu pot să cred că doctorul Georgescu a fost implicat în asta. Bă, niciodată, mă, niciodată nu mi-a plăcut, bă, de doctorul Georgescu. Bă, unde ăsta care ia numai șpagă, bă, ce... Puh, ce panoramă, bă! Bă, nimica nu merge, bă, toți sunteți pe șpagă, bă, ahtiaților după bani. Hai să vedem cum o dă afară. Nu te împotrivi, fato, ieși! Mamă, dar s-a așezat direct pe lemn. Adică nu s-o... Să moare dacă nu doare. Ce? Ce mai faci? Eu plec la poliție. Eu mai pot. Las-o! Denis! S-a trimis filmarea... Denis, las-o! Nu! Mai bine o lași decât... Nu știu. Cine știe
Bă! O să ajungă să ne fraierească, sau mai bine, să facă o infracțiune și să ne bage pe noi complici, nu? Nu! Hai, da. Nu mă mai interesează. Bă, nu uite mai, du-te! Ia jacheta, fugi! Nu! Nu! Stai aici. Eu mă duc la poliție. A, tu stau aici în cașa. Și de acolo poți să-mi vezi să-i duci ciorbă, mâncare, așa, pascul la pușcărie. Oh! Shit! My man is spitting facts! Oh, shit! Deci dacă îmi spuneți că ăsta e finalul, nebunesc. Băi! Fuck, finalul! Shit! Îi cu muzică de asta! Nu cred! Nu pot să cred, fraților! De fapt, el... Leacă? Băi, dar toate ca toate, dar chiar îmi plac cadrele astea cinematice, așa cu Slow Motion. What? Bă! Fraților! Bă, unde pleci, Dennis? Iar îl filmează pe la căruță. Aruncă-mă în aer! Haide cu mine! Băi! Dar ce sex este! Pardon, dar scrie... Și acum... Hai, dă-mi un final de la bombă! Ții că tu ai înscenat tot! Fă-o de aia! Sunt mort, bă, Sebastian! Fă-o de aia! Haide, bă, nebunule! Sfârșitul se... Mă nebunesc. Sfârșitul seriei Viața Furată. Vă mulțumim că ați urmărit sezonul 1, iar sezonul 2... O să fie în 2022. Sărbători da. Fericite și, și un an nou fericit. De fapt, el voia să plece, să-i părăsească, frate. Deci, omul, de fapt, a fost un creier infractor. Deci, omul, de fapt, era un mafios sau ceva, pentru că acum așa bagaj se pleacă, cu pretextul că pleacă la poliție. Pe aia o eliminat-o, pe sorsa o eliminat-o și pe aia s-o eliminat-o și el acum pleacă în altă țară. În mod neironic, puteți să ziceți ce vreți, ăsta merită un Oscar, legit. Deci, eu știu sigur că să fac niște premii de-astea pe România, la ceva teatricul de-astea cu filme românești, deci ăsta și cu Umbre și cele mai bune seriale, oficial. Ăsta și cu Umbre și cele mai bune seriale românești pe care le-am văzut eu vreodată. Băi, fraților, la cine am uitat? Băi, la cine am uitat, bă? Nu vă dați seama câte minute o filmat? Băi, dacă tot muncit și oarece ăștia la chestia asta, bă, ca să o fac așa? Băi, vă dați seama, bă, câte... Cum s-o gândi, bă, și-o improvizat și-o tras ca... Bă, mi-ar fi lene, bă, să fac așa, pe bune dacă nu. Sper că v-a plăcut, mie mi-a plăcut rău de tot. Băi, bravo. Trebuie să dau niște aplauze. Bravo. A fost tare, mi-a plăcut. M-aș uita la așa. Bă, mă, chiar m-aș uitat. Și dacă vreți să mai facem chestii de-astea pe viitor cu să reacționăm la, eu știu, cine mai are seriale, chiar să-i dăm așa, o, să facem, nu știu, și noi un fel de poveste. Nu uitați, fraților, să lăsați un like la videoclip și să ne vedem cu bine, zic. Vreau să le mulțumesc personal lui Sebastian, cum o cheamă în realitate, Roxana, lui Erica vreau să-i mai mulțumesc și lui Maria vreau să-i mai mulțumesc, ăștia sunt toți. Vreau să le mulțumesc la toți, fraților, pentru acest serial, băi, bombă. De acum ne mai vedem într-o lună sau cine știe când ne mai vedem, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, la Rosniculeț. Poate facem și noi 300.000. Dar de fiecare dată, ce să vă mai zic, băi, besa pe multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Bubu!